Dragii noștri prieteni, bună seara! Bine v-am găsit astăzi în această seară la o emisiune extraordinară, cum n-a mai fost până acum relatată în media, în lumea virtuală, în lumea digitală. O lume în care fiecare povestește, dă sfaturi și absoarbe și extrage ceea ce are nevoie. Noi în această seară, împreună cu distinsul și ilustrul prieten și doctor și un gentleman desăvârșit, Adrian Cranta, vom intra în tainele descoperirii la ceea ce ne-a șlefuit pe noi în viață. Toate experiențele bat câte un cui și alegem să ne trăim viața în funcție de experiențele dobândite și avute în trecut. Fiecare experiență, chiar dacă este una dificilă, uneori grea, anevoioasă, ne va educa, ne va învăța foarte multe lucruri. Ei bine, această seară o să dezvăluim mai multe lucruri pe care le-am trăit în trecut și ne-au influențat existența și deciziile de astăzi, ca să facem ceea ce facem pentru administrarea acestei lumi spirituale și materiale în creștere. Adrian Cranta și-a desăvârșit multe virtuți în foarte multe locuri în lumea întreagă și evident a reușit să ne surprindă cu smerenia sa, cu cunoașterea sa, cu a lui bunătate, simplitate, și este un om care și-a cultivat bunul simț, logica, argumentul și meseria. Iar în această seară vrem să aducem la suprafață ce anume l-a făcut pe Adrian Cranta să reușească să ajungă până aici. Adrian, bună seara și bine te-am găsit din nou. Bună seara, Alex. Bună seara tuturor. Îmi place subiectul cu care ai venit, și anume relatări cu experiențe transformaționale. Fiecare dintre noi traversează un itinerar care putem spune că ne transformă. Există un drum care se aseamănă și de aceea aș vrea să facem o paralelă între un itinerar celebru și anume etapele prin care trece acest personaj celebru și etapele prin care trece orice căutător, orice om care caută adevărul, realitatea și caută să se transforme. Haideți să ne aducem aminte de celebrul film Star Wars și anume să parcurgem ușor, să facem o paralelă între itinerarul lui Luke Skywalker și eroul principal, adică fiecare dintre cei ce ascultă. Dacă noi vorbim de erou, vorbim pe de-o parte de Luke Skywalker și pe de altă parte de toți cei care suntem acum în comunicare, în conectare. Luke întâlnește un mentor, întâlnește pe maestrul Yoda. Practic, fiecare dintre noi întâlnește o cale, un mentor, o linie de transformare veche, poate de mii de ani, poate mai mult, poate mai puțin. Luke are de ales și anume să fie un oarecare sau să trăiască ca un Jedi. Eroul principal, fiecare dintre noi, are de ales să fie un oarecare sau să fie un luptător al lumii. Provocările care vin pentru Luke este că, la nivel extern, el trebuie să învingă un imperiu care decăzusă și care ajunsesă să fie foarte, foarte curt. Pentru noi toți ceilalți, obstacolele externe sunt reprezentate de două cuvinte. Gura lumii. Dacă noi vorbim de obstacolele interne, atunci întrebarea care se opune el este dacă este el
un Jedi. Deci, noi ne punem întrebarea dacă suntem cu adevărat speciali. La nivel filozofic, Luke are de ales și de înțeles această luptă, această dihotomie între bine și rău. Filozofia noastră, filozofia tuturor celor care suntem conectați în momentul acesta, este ce ne crește pe noi, partea bună sau partea rea. Luke are nevoie de un suport, un suport, un sprijin, o pârghie, un punct de sprijin. Iar aceasta este încrederea în forță. De aceea mereu întâlnim acel mesaj, forța fie cu tine. Pentru noi, ceilalți care suntem conectați, putem spune că avem nevoie de această încredere în puterea luminii călăuzitoare. Luke are de ales, merge să înfrângă Imperiul sau rebeliunea evită înfrângerea și în această situație rebeliunea este zdrobită. În situația noastră, mergi să înfrângi toate acele forțe care vor să te tragă în jos, să te piardă în anonimat, atunci când te transformi într-un magnet, într-o sursă de lumină care magnetizează și luminează, clarifică spațiul și timpul în care trăiește, totul în jurul tău se transformă. Sau a fi în rândul lumii. A fi în rândul lumii nu înseamnă a te regăsi sau că te vei regăsi pe tine. Înseamnă doar că vei intra într-un anonimat care, fără o filozofie de viață, ca teorie și practică, vei deveni o rotiță într-un sistem. Dacă nu vorbim de Luke Skywalker, acest itinerar pare să descrie călătoria acestui personaj și diferitele sale faze de dezvoltare, atât externe cât și interne, în cadrul seriei Star Wars. Dacă noi vorbim despre noi, ceea ce vă spun arată călătoria dumneavoastră în autotransformarea întregii ființe într-un tot unitar, o nouă ființă, un nou pământ, un nou cer. Deci, iată că în 1977, când a fost lansat acel celebru episod, a fost zalonat acest itinerar, această luptă internă, aceste forțe și contraforțe, care a creat un copil care trăia la o fermă într-un luptător galactic. Ei bine, este un itinerar spiritual, filmul trebuie să aibă și aspecte comerciale, și aspecte care să facă ca toate nivelurile de conștiință să fie cumva captivate, să fie atrase. Dar dacă noi vorbim de noi, vedem că și noi urmăm o cale, un itinerar comun. Acum vorbim despre experiențe care ne-au transformat. Pentru a defini aceste experiențe, noi trebuie să ne definim, atenție, ceea ce noi facem în această seară este o analogie și o partajare a unui narativ care să vă ajute pe toți cei care ascultați
să vă definiți aceste experiențe transformaționale. Nu este doar o poveste a unui om, este o poveste itinerar, un narativ itinerar care să vă ajute să scoateți la iveală acele momente care v-au transformat. Mă gândeam să începem cu un citat din Biblie, Adrian, pentru că acesta spune în Ecleziastul, sunt mai multe citate din mai multe culturi, dar începem cu religia noastră, spune că mai bun este sfârșitul unui lucru decât începutul lui. Ce anume în viață ai trăit tu trăind acest citat, că mai bun este sfârșitul unui lucru decât începutul său? Sfârșitul unui lucru este o etapă în care oamenii cred că sfârșitul unui lucru, sfârșitul unei călătorii este ținta. Este o etapă. Dar când mergi mai departe, vei observa că nu capătul călătoriei este cel care te va transforma, ci a te bucura de fiecare moment al călătoriei, asta este ceea ce asigură transformarea. Deci, este important să înțelegem că, așa cum zicea și Bruce Lee, perfecțiunea nu se termină niciodată, iar drumul spre autodezvoltare este mereu în construcție. Nu avem un final. Pentru noi este important să înțelegem că în prima fază a dezvoltării oamenii privesc sfârșitul unui lucru sau acel happy end, ca să zic așa, final frumos, dar de fapt, la nivel inițiatic, ceea ce este important este să te bucuri de călătorie, de întregul drum, de fiecare etapă. Când construiești ceva, te construiești pe tine, construiești un plan, construiești o clădire, o casă, un proiect. Este extraordinar ce se întâmplă în fiecare pas pe care îl faci pe acest drum al construcției. Deoarece finalul nu există. Finalul este începutul unei noi construcții. Deci, este important asta. Încă un lucru. Dacă totuși privim din punct de vedere religios acest citat, există o explicație. Și anume, mulțumește-i lui Dumnezeu pentru un lucru care, deși n-a început, mulțumește-i ca și cum deja s-a finalizat. Este o abordare care face ca toate acele obstacole să se dea deoparte și să se finalizeze la modul corect. Deci, pentru noi, în a siviza aceste experiențe transformaționale, ca să putem face lucrul ăsta, noi trebuie să definim clar scopul. Trebuie să definim clar publicul. Trebuie să definim clar fiecare ce așteptări are. Pentru că noi, la început, avem o categorie de oameni care așteaptă marile transformări. Ele nu vin. De ce? Pentru că la început, întotdeauna vin micile transformări și este important să le sivizezi. Deci, trebuie să stabilești clar ce fel de transformări vrei să evidențiezi. Personale, profesionale, spirituale, asta este foarte important. Pentru că conștiința noastră este ca un far. Va lumina exact ceea ce noi urmărim. Adică, ceea ce deja căutăm, ceea ce noi căutăm, deja ne caută.
Noi putem să vedem multe transformări la nivel fizic, la fiecare pas. Vedem mereu și mereu oameni care încearcă să-și facă sufletul mai bun, mai nobil, mai iertător. Vedem cum ei vor să fie hotărâți și cu discernământ în ceea ce fac în fiecare zi. Ei vor să intre, de fapt, în această realitate prezentă. Au momente când ating această realitate, ca un insight, și pentru o clipă reușesc să pună ordine în lucruri, apoi vine uitarea, vine frica, vine emoțiile, vin frustrările care întunecă drumul. Ce înseamnă? Că trebuie să ne dăm bătuți? Nu! Odată ce am făcut pasul ăsta, pe urmă ne va fi din ce în ce mai ușor să facem. Deci, în această negură, uneori Dumnezeu ne vrea ieșit la lumină. Și așa apare în fiecare om necesitatea luminii călăuzitoare. Foarte important. Aici vreau să adaug că tot ai vorbit de acest autocontrol. Avem din Kabbala un citat care spune așa: când un om stăpânește pasiunile sau poftele sale mundane, atunci lumina lui iese și continuă de-a lungul multor generații. Fiecare poate fi abordat într-un mod. Oamenii, dacă se forțează să pună un stop la niște lucruri, dar timpul lor, sufletul lor, mintea lor este ocupat cu, ele sunt ocupate cu această luptă, este greu să apară transformări. Este o luptă în care se pierd foarte multe resurse, foarte multă energie. Deci, a pune bloc nu este o cale. Dar a transforma toate aceste lucruri este calea de a merge mai departe. Adică toate aceste atracții sunt necesare pentru că ele produc putere. Legea contrariilor produce multă putere. Dacă noi reușim să direcționăm acest flux de putere către Dumnezeu, către materializarea planurilor noastre, fără să fie o luptă, doar o redirecționare, atunci lucrurile se vor întâmpla. A doua abordare reprezintă sacrificiul, adică sacrifici ceva pentru a putea construi altceva. Este o abordare secundă. A treia abordare este a căuta să vezi toate acele motive care te fac să mergi mai departe și să aduni mult mai multe decât motivele care nu te fac să mergi mai departe. Aceste trei abordări pot să te ajute să îți canalizezi puterea internă pentru a intra în lumină. Deci, mă adresez în primul rând noi generații, cu speranța că generația de mijloc este alături de cei tineri. Mă adresez cu credință generației înțelepte, că primind aceste răspunsuri va înțelege că stă în puterea noastră a tuturor de a susține generațiile care vin și a celor prezente, că stă în puterea noastră să reușim. Tot ceea ce omul continuă să caute, în cele din urmă reușește să împlinească. Oamenii au nevoie doar
de readucere a minte și de îndemn către veghe și credință. Prezență și credință. Oamenii au nevoie de modele și de puterea reușitei. Este important să înțelegem că dacă un om se uită la un lucru care emană armonie, frumusețe, perfecțiune, perspectivă, biologia lui, în mai puțin de un sfert de oră, se schimbă și tinde să preia aceste mesaje, aceste linii directoare. Dacă un om se uită tot timpul la lucrurile neplăcute, lucrurile care nu sunt în natură, în acord cu natura, biologia lui va prelua și va materializa toate acele lucruri. De aceea este esențial să înțelegem că conștiința noastră lucrează cu model. Oamenii au nevoie să înțeleagă că nu degetul care le arată drumul este important, ci modul în care, bucurându-se de călătorie, se vor desăvârși. Oamenii au nevoie de a sta cu ei, de a se reculege, de a ajunge la ceea ce își doresc ei cu adevărat să obțină. Foarte important. Acum, avem o mulțime de oameni care ne ascultă, care au povești transformaționale unice și inspiraționale. Și în această viață sunt mulți oameni care, odată ce s-au întâlnit cu mine, mulți, foarte mulți, sunt 40 de ani de experiență. Așa cum zicea Valeriu Popa, prin mine se întâlnesc cu ei și se descoperă și așa începe transformarea. Deci, dintre toți cei care ne ascultă, foarte mulți sunt dispuși să gândească ca o împărtășire, ca o partajare a acelor detalii de experiențele lor. Ceea ce ofer eu este un cadru, un tipar special prin care ei să-și dea seama că viața le-a oferit atâtea lucruri frumoase și bune și i-a salvat aproape în ultimul moment de un final care nu era al lor. Să mergem mai departe la Bayazid, care îi se spunea neînfricatul, că nu avea frică de moarte în nicio bătălie, pe care și Eminescu în scrisoarea a treia îl precizează, care spune așa că ori de câte ori îmi imaginam că am ajuns la capăt, am auzit o voce care spunea: acesta este începutul. Exact. Exact. Și pentru că sunt mulți din cei ce ne ascultă, ne urmăresc, care și-au schimbat viața, iar în mintea lor a apărut exact acest lucru. Gata. Văd episodul ăsta și gata. Și când se apropia de sfârșitul episodului, o voce din ei spunea: acesta este începutul. Și trecea la următorul episod. Și sunt mulți, mulți ani de a urmări, a se identifica cu o mulțime de elemente din aceste împărtășiri, din aceste narrative cu care am venit în viața lor. Și ei și-au schimbat viața. Acum au alte valori, au altă direcție, adică au înțeles înțelepciunea vieții, acea potrivea la potriveli. Au o direcție care îi ajută să crească. Oricât ai spune că ai mers pe linia ghidării tale, fără a schimba stilul de viață, fără a te reseta la un nou sistem de valori, nu poți să produci transformarea. Acum o să mă întreb, Adrian, ce înseamnă când producem transformarea? Ce se întâmplă?
Când producem transformarea, nu ne mai putem întoarce înapoi. De fapt, noi nu avem niciodată de ales, întotdeauna trebuie să mergem înainte. Nu există cale de întoarcere. Dacă noi înțelegem lucrul acesta, noi suntem într-o continuă transformare. În general, noi traversăm aceste crize existențiale cu multe remușcări sau îndoieli, ori lipsi de speranță. În cel mai fericit caz, realizăm că mai trebuie ceva. Ceva ce se numește credință. În cel mai nefericit caz, scăpăm cu viață și ne alegem doar cu experiența. Experiența pe care unii o îngroapă ca pe un vis urât, iar alții o iau ca un reper de semne care pot să-i ducă către lumină. Stăm puterea noastră să alegem, chiar dacă uneori credem că a decide este suprema înțelepciune. Dincolo de decizie este alegerea. Decizia înseamnă a alege între alb și negru. A merge pe una din cele două căi. Dar a alege înseamnă că poți să alegi într-o infinitate de drumuri. Înseamnă că poți să ridici nivelul de conștiință printr-o atitudine înaltă, în așa fel încât să fii precum un vultur care vede întregul peisaj. Nu o găinuță care vede doar ce e în fața ei. Foarte deci, frumoasă comparația asta, foarte bună metafora. Stă în puterea noastră, este, cum să spun, doar o reflexie a pierderii legăturii cu eu-ul nostru superior. Când noi zice că nu avem nicio putere. Deci, legătura cu eu-ul nostru superior, cu ghidul nostru, cu cerul nostru, cu steaua noastră, este reflectată prin acea încredere sau prin ceea ce spun oamenii de la țară, că te trage ața. Adică simți că ceva dincolo de rațiune te îndeamnă să mergi într-o direcție și în cele din urmă vezi că totul este perfect, este perfect potrivit pentru tine. Uneori suntem prinși în niște blocaje foarte vechi, poate de la înaintașii noștri, poate din alte vieți, nu știm. De aceea spunem că ne rămâne nouă sarcina să mergem înainte și să trăim acest film al vieții noastre, înțelegându-l până la sfârșit pentru a putea trece la un alt nivel. Deci, când noi vorbim de programarea sufletului, spunem așa, la toate experiențele mele emoționale trăite, văzându-le pentru ce sunt ele, să se ducă departe și mă umplu cu energia, compasiunii, iubirii, bucuriei, respectului, aprecierii pentru a mă bucura de viață. Spunea, te rog. Este important să înțelegem lucrul acesta. Dacă noi facem un remember al trecutului nostru, am lucrat cu foarte mulți oameni, organizatori de emisiuni și fiecare episod pe care l-am făcut a reprezentat stații într-un itinerar de transformare. Când noi ne uităm în trecut, mi-aduc aminte 1990, prima emisiune la radio. Prima emisiune la radio, 1990. Apoi emisiuni TV, apoi organizări cu diversi maestri din Japonia, un elev favorit al maestrului Morihei Ueshiba. O mulțime de oameni care am reușit să-i aducă în România
am reușit să organizez stagii cu ei și să aduc această cunoaștere. Într-o perioadă de început, când atunci toți eram plămânți după această cunoaștere spirituală. Ei bine, lucrurile au avansat extraordinar de mult. Atunci, oamenii aveau o complexitate mare a gândirii, pentru că atunci când nu ai prea multe în plan material, dezvoltă o hipercomplexitate în plan spiritual. Pe măsură ce e saturat de lucrurile materiale, complexitatea scade. Și totuși, chiar și în acest context, am avut o creștere de la o emisiune la alta, privind complexitatea, focusul, acea potriveală a lucrurilor, acele bucăți de puzzle cu care am venit și care pentru oameni a fost un mod de a se completa în cunoaștere, în trăire, în existență, în drumul pe care ei îl parcurgeau. De aceea pot spune că sunt niște lecții importante, niște sfaturi importante pentru ascultători care îi poate ajuta. Socrate, el n-a scris nimic, Platon a scris despre viața lui. Are un citat pe care... Lui. Poftim? A fost elevul lui. Corect. Și Socrate a spus într-una din peregrinările sale prin Atena, că vorbea în palestrele ateniene cu tinerii de acolo și îi făcea să gândească, îi ajuta să gândească, îi stimula de fapt să gândească, a spus într-o zi că cu cât am mai puține dorințe, cu atât sunt mai aproape de zei. Noi avem o putere a minții extraordinară. Puterea aceasta seamănă cu modul în care soarele, captându-i razele și focusându-le într-un punct cu ajutorul unei lupe, când eram mici, dădeam foc la o hârtie de ziar. Atunci când nu avem multe dorințe, mintea se partajează multe direcții. Capacitatea de a materializa prin focusare este din ce în ce mai redusă. Când noi înțelegem că dorințele sunt ceea ce ne slăbesc pe noi ca și puterea minții, atunci noi înțelegem cum să ținem acea lupă în mână, să captăm acele raze și să ne luminăm drum. De aceea vin și spun că primul sfat pe care pot să-l dau către cei care vor să își descopere acele momente transformaționale este nu te compara cu alții, pentru că vei pierde propriul rit și vei fi amețit de viață fără a te ridica la înălțimea propriilor tale așteptări. Nu-ți faci iluzii că îți vei gusta de iluzii. Nu avea pretenții că îți vei avea decepții. Într-un celebru film, o idee a lui Bruce Lee spunea așa: leagă două păsări împreună, deși au patru aripi, ele nu pot zbura. Chiar dacă doi oameni sunt împreună, când ei reușesc să își fructifice fiecare parte de un timp, atunci ei pot zbura liber. Dar dacă nu faci lucrul ăsta, nu fructifici fiecare bucățică de timp, atunci este o problemă, pentru că greu sau foarte rar vă veți întâlni, vă veți alinia timpii și evoluția merge greu. Legat de ceea ce ai spus tu adineaur cu două păsări, mi-aduc aminte de ceea ce spunea un poet roman, Lucrețius,
care spunea așa că noi suntem îngeri cu o singură aripă și putem zbura împreună doar îmbrățișându-ne unul pe celălalt. Așa este, pentru asta este o fuziune. O fuziune care constă în preocupări, valori și direcție comună. Este important asta. Aici ne ajungem prin faptul că fiecare vine cu câte o aripă și noi ne completăm. Dar fiecare stă în dreptul lui să-și completeze partea care va completa partea cealaltă. Adică nu poți. Dacă e cuvântul conjugal, înseamnă doi într-un jug. Dacă e cuvântul căsnicie, înseamnă a te căsni. Dar asta e o înțelegere cumva primitivă și are de-a face cu ceea ce am spus. Dar dacă oameni fructifică timpul lor, fiecare părticică și partajează cu ceilalți, cu celălalt, toate acele concluzii, toate acele descoperiri, atunci aripile vor bătea la unison. Deci, încearcă să-ți găsești ritmul și ține-te de el. El te va aduce mai devreme sau mai târziu la ghidul tău adevărat. Și asta e important. Oamenii trebuie să înțeleagă ritmul. Ce dezvoltă ritmul? Ritmul corect dezvoltă pasiune. Când faci ceva ce îți place, sunt mulți copii care sunt mici și se joacă cu pasiune și strigă părinții, hai la masă! Nimic, ei nu aud, ei sunt acolo prins în pasiunea lor. Și vin seara târziu, flămând, dar pasiunea i-a hrănit. Deci, când ai găsit ceva și ai găsit ritmul, cevaul acela te va hrăni. Pasiunea respectivă, pasiunea. Un mare înțelept, Confuciu, spune că cunoașterea este forța cea mai teribilă din univers, care produce cea mai mare atracție. Mult mai mare decât atracția de a te reproduce, atracția de a fuziona cu celălalt. Confucius. Tot el a spus că dacă nu schimbi drumul pe care mergi, nu ai cum să primești alte lucruri decât cele pe care le-ai primit până acum. Deci, este important să înțelegem că avem nevoie de o comunitate de idei, o comunitate de oameni și avem nevoie de toate aceste instrumente, social media, unde ascultătorii să poată să atingă acel numitor comun și la rândul lor să poată să-și dezvolte fiecare în ritmul lui drumul către această realitate comună a noastră. Unii își spun mântuire, alții își spun iluminare. Spuneți cum vreți, dar de fapt este realitatea. Realitatea spre care noi ne îndreptăm. Secretul succesului este să poți să fii mereu în mijlocul realității prezente. Secretul eșecului este să fii într-o realitate a trecutului sau a viitorului. Astea a fi sunt... prezent înseamnă a înțelege că trecutul este istorie. Viitorul este un mister, dar prezentul este cel mai important. Este acum și aici.
Spunea această transformare pe care noi o trăim. Spunea Epictet în manualul, o carte de referință a lui Epictet, că trecutul este sigur, prezentul scurt și viitorul îndoielnic. Și legat de acest lucru vreau să prezint ceea ce Sfântul Augustin a spus, că niciun om nu are în stăpânire ceea ce va intra în gândurile lui, deși în alegerea lui spre a consimți sau a le îndepărta. Este adevărat. De aceea, noi trebuie să fim observatori. Mm-hmm. Pentru că a fi observator înseamnă a fi în acest prezent continuu. Când noi suntem în prezent, tot ceea ce gândim se materializează. Dacă noi ne agățăm de acest prezent, el va deveni trecut. Dar dacă noi doar lăsăm prezentul să treacă prin viața noastră, observându-l, noi putem influența acest prezent, adică acel viitor. Este celebrul experiment cu observatorul, cu acele particule în fizica cuantică, în care se arată că atunci când există observator, lucrurile se întâmplă diferit. Și tot în fizica cuantică spune că atunci când există mai mulți observatori asupra unui lucru, lucrul acela nu mai evoluează. Adică stă pe loc. Deci, ceea ce ne reunește pe noi sunt afinitățile și așteptările noastre. Sunt acele lucruri mici sau mari care ne determină să fim mândri de drumul pe care l-am ales. Mândru nu în sensul a fi fudul. Nu. A fi mândru înseamnă a fi onorat de alegerile tale. A fi mândru înseamnă că și azi, și mâine, și poi mâine, vei avea o gândire de genul. Acum 45 de ani am ales un drum cu mintea de atunci, dar dacă ar fi să mă întrebi acum dacă aș alege la fel, aș spune da. Nu regret nicio alegere din această viață. Toate alegerile pe care le-am făcut m-au adus în momentul prezent. Deci, ceea ce ne reunește sunt acele reușite de fiecare zi care ne fac să credem că suntem mai buni decât noi cei de ieri, că suntem mai pregătiți decât cei care am fost la început. Când ne-am întâlnit cu acest drum, cu această cale, cu această linie de mentorat. Pentru că în viață întâlnim mulți căutători și multe căi. Important este să înțelegeți ce anume vă hrănește, ce anume vă zidește, vă dă viață, vă dă perspectivă. Asta este foarte important. Și aici tu, Alex, o să vii și o să-mi spui, da, celebra poveste peștera lui Platon vine și ilustrează perfect această etapă din itinerarul iluminării. Este real. Este chiar real. Maestrul de la 1200 care a întemeiat fundamentul meditației zen sau starea de zen, ca astăzi ne folosim apelativul că ești în zen, ești în starea zen. Dogen, care îl vedem acum pe ecran, a spus că doar să fim sinceri în practica noastră și să facem tot efortul nostru în fiecare moment este suficient. Nu există nirvana în afara acestei practici. Cât de frumos s-a legat cu ceea ce ai spus tu mai devreme, Adrian. Da. Modul în care trăiesc japonezii astăzi este extraordinar. Ei reușesc să împletească tradiția cu modernismul, nu toți, dar o mare parte dintre ei.
cei care au o tradiție spartă. În Japonia am și ele, am și profesori, am și maestri cu care am învățat mult timp în trecut și am un capăt, o legătură prin care primesc mereu un fel de update-uri cu ceea ce se întâmplă acolo. Și da, este într-adevăr interesant. Aici aș vrea să spun că există un om care, nu fac reclamă, dar care a călătorit prin multe țări și a scos în evidență o realitate pe care formele, căile formale nu ne-o aduc în prim plan. Și a scos în evidență faptul că iarba de dincolo de gard nu e mai grasă, nu e mai mare, nu e mai verde, nu e mai gustoasă. De aceea, călătorim mult, mult timp, 30 de ani de călătorim. Pot spune că acasă este acasă. Așa că tot ceea ce am trăit împreună, prin emisiuni, prin întâlniri, prin evenimente, ne-au ajutat să ne cunoaștem și să căpătăm certitudinea că există un trecut comun al nostru. Un trecut, un timp, un spațiu, un sistem de referință, o comunitate a limbii noastre în care ne-am născut. Obiceiurile și moștenirile trecutului sunt precum o rădăcină comună care are continuitate în prezent prin întrebările și filozofia de viață pe care o trăim. Atenție la ceea ce am spus la început. Luke avea nevoie de acea filozofie, avea nevoie de acea putere și avea nevoie de acel răspuns. Este el un om special? Este el un Jedi? Asta e întrebarea pe care noi trebuie să ne o punem. Suntem noi oamenii lumini? Suntem noi speciali? În ceea ce facem noi folosim ingredientul secret? Deci, filozofia. Ea, în funcție de alegerile noastre, dă naștere la un viitor care de nenumărate ori are nevoie să fie hrănit de încredere și energie, de emoții și suspans. Pentru a defini acest viitor, ne gândim la o mantră secretă. O viață perfectă, intenție puternică, succes deplin. Dacă în ceea ce faceți, repetați această mantră, veți vedea că toate vor fi polarizate și vă veți dezvolta într-un mod cu adevărat neașteptat. Adică creșteți conștiința pentru a atrage energia ce hrănește conștiința prezentului ca o lanternă a viitorului. Totul este bine. E bine așa. Din, deci, este, am avut de-a face cu o școală foarte puternică în China. Este o școală pe care o urmez mai bine de 30 de ani. La început am avut șansa să întâlnesc cu o profesoară, o practicantă, care era vecină cu acest mare maestru, care la ora actuală este un tezaur național în China, Dr. Pan Ming, și am avut șansa să încep să practic aceste tehnici speciale de transformare. Am avut șansa să văd lucruri uluitoare, lucruri pe care doar în Star Wars le vezi. Deci, ceea ce noi facem,
ceea ce noi spunem, ceea ce noi gândim. Adică a face pe oameni să se regăsească în ceea ce spun este un mod de a ajuta să spună ordine în viață. Este un mod de a ajuta să se reprioritizeze viața. Este un nou început în care îți regândești valorile, strategiile și oameni care te pot ajuta și pot să câștige împreună cu tine experiențe ce ridică nivelul de conștiință individual și comunitar. Așa cum spuneam, în majoritatea emisiunilor și colaborărilor mele cu o mulțime de moderatori de emisiuni de televiziune, am avut oportunitatea să aduc noul în viața celor ce privesc și mai ales a celor ce ascultă și înțeleg ce se întâmplă cu ei. Această emisiune este o emisiune specială, este o emisiune de transformare, pentru că un punct de vedere se transformă într-un orizont de vedere. În acest mod le mulțumesc tuturor ca niște însoțitori de bord și mulțumesc echipei și mulțumesc tuturor care m-au ajutat să creez mereu noul în viața dumneavoastră, pentru că noul vă crește, vă hrănește, vă mișcă, vă transformă. Noul hrănește spiritul. Dragul meu, din textele hinduse, din Vede, mai exact din Bhagavad Gita, care este o sinteză a scrierilor vedice, spune că atunci când meditația este stăpânită, mintea este neclintită, ca flacăra unei lămpi într-un loc fără vânt. Atunci niciodată nu vei mai ști că există îndoială în viața ta și când îndoiala nu mai există, totul se va materializa. Cumva, când vorbim de îndoială, vorbim de credință. Credința este un rezultat al unui joc de forțe dintre îndoială și așteptare. Îndoiala e ca un șarpe pe care să-l ții cu picior, cu talpă. Dacă nivelul de îndoială este foarte mic sau deloc și nivelul de așteptare este foarte mare sau absolut, credința este pe potrivă. Ori de câte ori nivelul de îndoială depășește nivelul de așteptare și ce ascunzi de schemă răbdarea și încrederea și perspectiva, deja transformarea a încetat. Deci, faptul că noi comunicăm este un pas esențial. Dacă noi privim în jur, totul este comunicare. Comunicarea este cheia transformării. Dacă privim în interior sau în exteriorul nostru, vedem că totul este comunicare. O bună comunicare pornește de la respectarea valorilor individuale și creșterea valorilor comune. Feedback-ul dumneavoastră, întrebările pe care le puneți și oamenii care vă reprezintă, toate acestea duc la o mai bună acordare a comunității noastre, o mai bună transformare, o transformare mai profundă, mai clară, mai potrivită cu necesitățile de acum. Așa că rugămintea mea pentru prezent și pentru viitor este să comunicați înțelegerea voastră și ce piese de puzzle vă lipsesc sau de ce piese de puzzle mai aveți nevoie pentru a vă reuni, pentru a vă completa. Odată ce vă reuniți cu trupul, cu sufletul, cu mintea, cu spiritul, totul se schimbă, totul se transformă. Și asta este esențial, pentru că
Noi trebuie să învățăm să gândim în imagini. Adică să învățăm să scăpăm de acel silabizator din noi. Pentru că o imagine face cât o mie de cuvinte. Atingerea două suflete prin conștientizarea valorilor comune face cât un milion de cuvinte. Așa că identificarea valorilor comune, valorilor necesare în reconstrucția fiecăruia, este un pas prioritar. Dacă aceste cuvinte, aceste întâlniri, aceste ani petrecuți împreună v-au transformat, oferiți această șansă tuturor celor din comunitatea dumneavoastră care caută lumina, caută răspunsuri la întrebările lor, caută un know-how pe care de multe ori îl așteaptă de o viață. Fiți îngerul bun al acestor oameni. Ceea ce semănăm, asta culegem. Dragul meu, Adriană, sunt mai multe comenturi în YouTube. Unul dintre ele mi-a atras atenția, care nu este o întrebare. De fapt, oamenii se întreabă, în special Liliana, dacă știi cumva cât de iubit, apreciat și respectat ești. Tot ceea ce fac, fac pentru Dumnezeu. Toate sentimentele, toate gândurile oamenilor sunt de fapt ca și merit al lui Dumnezeu, pentru că El a făcut posibil acest lucru. Gândurile multor oameni este să se treacă la un nivel mai concret de pregătire și transformare. Ei realizează că tot ceea ce am făcut până acum este să-i ajut să-și construiască bazele și să se vindece. Așa că, da, este timpul de a trece la următorul pas, această reconstrucție. Aceste gânduri sunt multe și persistente de mulți, mulți ani. Pentru asta este nevoie de timp, de resurse, de energie, de multă muncă. Este nevoie de a repartaja timpul și efortul personal într-un mod mai potrivit cererilor de pretutindă. Cineva mi-a spus ceea ce mulți oameni au tot repetat. Încercați să înțelegeți că noi vrem să devenim pescari pentru că am primit deja peștele necesar ca să ajungem să ne dăm seama că trebuie să învățăm să ne pescuim singur peștele. Adică ei sugerează că cumva a mă focusa către a învăța pe oameni să pescuiască este mai prețios. A învăța 1.000 de oameni, 10.000 de oameni, 100.000 de oameni, decât a ajuta 3, 4, 10, 15, 20 de oameni. Cumva o dreptate, cumva, dar uneori sunt oameni pe care trebuie să-i ajuți. Da, este timpul pentru acest pas și mă pregătesc. Deci, este nevoie de a implica, a construi o echipă, a implica specialiști la toate nivelurile pentru a produce o bună optimizare cu cererea care există pe piață. Este nevoie de mai mult efort depus în cercetare pentru a găsi soluții în acord cu timpurile pe care le trăim. Da. Este o cerere corectă și voi căuta să vin în întâmpinarea ei, în sensul că am avut o experiență acum de curând
cu Sara Dales. Am ținut o conferință despre epigenetică. Și în noiembrie locurile s-au dat aproape instant. În 4-5 zile nu mai era niciun loc. 350 de locuri fuseseră ocupate. Rămăseseră sute de oameni afară. Am zis, nicio problemă, voi repeta în decembrie. Și din nou, același lucru, locurile s-au dat instant și sute de oameni rămăseseră din nou afară. Și am zis, ok, voi repeta a treia oară, în ianuarie, dar din nou, acest lucru s-a întâmplat. În acest context, am dat seama, mai ales după evenimentul de la Ateneul Român, unde sunt totuși mult mai multe locuri, și a fost exact aceeași situație, mi-am dat seama că noi trebuie să ne folosim de aceste tehnologii pentru a ajunge la cât mai mulți oameni. De aceea, voi da drumul la o variantă online de mini workshop-uri în care să vin cu soluții, cu know-how-uri ușor de pus în practică, pentru că oamenii vor să treacă la următorul nivel, de la teoretician la practicien. Așa că primul eveniment de genul acesta îl voi anunța acum, și anume într-o zi în care oamenii s-au bucurat întreaga zi alături de familii, de sărbătorile respective, iar seara, la ora 8, să aibă acest eveniment, acest workshop online, în care oamenii să învețe cum să treacă de la stres la vitalitate, la puterea de a face, puterea de a materializa. În ce zi? Bucurie, fericire și ceea ce își doresc ei. În ce zi este, Adrian? Va fi 5 mai. De Paște? Și mi-aduc aminte că în 2001, de Paște, am organizat cel mai faimos orso pentru prima dată în România, la Sala Constanța Marriott. A fost full, plină. Cel mai frumos orso cu un invitat, maestru Mantaccia. Este un profesor, unul dintre mulți profesori cu care am învățat. Am rămas acum în relații foarte bune, colaborăm în multe idei și acea șansă am oferit-o atunci. Iată că, exact ca în Alexandre Dumas, după mai bine de 20 de ani, practic repet istoria și fac această trecere în online cu un eveniment care va avea rezonanță în sufletul vostru. Dragul meu, te rog. Da, este necesar să creștem calitatea comunicării, să creștem calitatea magistralei de date, nu numai cantitativ, ci și calitativ. De aceea este nevoie să revedem toate liniile senzoriale pentru a crește nivelul de percepție și a accelera înțelegerea. Reajustarea căilor senzoriale în vederea creșterii conștiinței duce la creșterea nivelului de conștiință. Toate căile autentice spirituale urmăresc creșterea conștientei și conștiinței umane, deoarece duce la simțirea unei ușurințe în a înțelege, a aplica pentru această schimbare interioară a noastră. Einstein spune că cu mintea cu care noi ne-am creat problemele, boala, blocajele înțelegerii noastre, nu vom putea să le rezolvăm. Cumva noi trebuie să schimbăm această minte, adică trebuie să ne schimbăm valorile, sistemele de referință,
sistemul de ierarhizare a priorităților. Pentru asta trebuie să îndrăznim să pierdem din vedere acest mal al cunoscutului pentru a amesteca necunoscutul cu cunoscutul în vederea obținerii unui cunoscut mult, mult mai mare. Deci, este esențial să aducem calitate, să aducem inovație și să aducem oportunități noi în a experimenta noul. Pentru că a experimenta noul înseamnă a ne noi, cum ziceau bătrânii noștri, a ne primeni, a ne schimba, a ne transforma. Pentru mulți, noul este ceea ce ne ține spiritul treaz, vibrant. La început, trebuie să aduci lucruri noi în viața ta, la un nivel mai avansat, trebuie să descoperi mereu câte o parte nouă a ceea ce știi, a ceea ce ai, a ceea ce vrei. Noul trebuie să fie precum nava amiral a schimbărilor tale. De aceea, a adapta lecția la posibilitățile tale, folosește prin excelență noul. A urma cu orice preț noul, moda, trendul, fashion, nu este calea care să fie potrivită pentru tine. Deci nu cu orice preț. Trebuie să stai un pic cu tine și să vezi ce vrei. Ce te ține în loc? Cu ce trebuie să începi? Care este următorul pas? Și asta este esențial pentru noi. Adică noi trebuie să căutăm tot ceea ce ne poate inspira, ne poate motiva. Și asta necesită timp, necesită dedicație, o înțelegere mai profundă a noastră, o înțelegere mai profundă a oamenilor cu care noi comunicăm. Înțelegere? Simplitate, impact, emoție și nevoia de acțiune. Sunt elementele prioritare care pot să ducă la transformare. Dragul dacă îți planifici atent și urmezi acești pași pe care i-am spus în această emisiune, practic noi înțelegem că această emisiune este o resursă valoroasă, inspirațională pentru toți cei care ne ascultă. Este esențial asta. Mai acum aș vrea să răspund la întrebări. Mai avem trei tradiții care aș vrea să încep cu prima, cu tradiția Sufi, care este o tradiție foarte veche dinainte de Islam. Și unul din reprezentanții săi, Ibn Arabi, a spus un lucru foarte interesant și anume că nu schimba posibilitatea fericirii eterne cu bunurile temporale în descompunere ale acestei lumi. Adică orice avea în această lume, imediat după ce ai acel lucru, deja e nefericit. Nu te mai bucuri de acel lucru. Vrei mereu altceva și altceva. Iar acest drum aduce atât de multe dorințe încât la un moment dat nu mai poți să le duci. Deci, a introduce o filozofie de viață care să fie inima existenței tale, comandamentul care ierarhizează prioritățile în viața ta, este un pas extraordinar. De aceea, pot spune că, privind viața mea, au fost elemente hotărătoare care m-au transformat. Artele marțiale, qigong-ul, medicina energo-informațională, colaborarea cu
Institutul de Biocibernetică din Viena, anume implicarea mea în cercetare privind tehnologia PC Power, toate acestea au fost, că de multe ori îmi zic, clar, Dumnezeu mi le-a pus așa treaptă cu treaptă, cu treaptă, cu treaptă. Deși am tăcut mult și nu am vorbit despre aceste lucruri, totuși, la un moment dat, îți dai seama că primind trebuie să dai. Deci, este nevoie de un cadru, este nevoie de un timp, este nevoie de un efort, este nevoie de credință, pentru că toate acestea compun itinerarul transformării tale. Iar acesta este sensul pentru care întotdeauna, luna august, organizez tabere, înscrierile încep de vreme, pentru că foarte repede se acoperă locurile. Deja suntem în prim plan, mai mult de jumătate s-au înscris și suntem abia la începutul lui aprilie, a început acum 2 săptămâni. Vis-a-vis de comunicarea noastră, a vă crea o bază de date este un punct de sprijin în hotărârile pe care le luați pentru viitorul dumneavoastră. Cineva m-a întrebat ce anume îl ține în loc pe un om să evolueze, să facă. Și eu, exact ce spuneau călugării cele Ben Gesserit din June, a spus că frica. Frica omoară mintea. Și a spus că în condiții conflictuale, condiții de criză existențială, unii oameni rămân blocați și unii oameni conștientizează că au rămas singuri jucători pe tabla de șah. Și că pot să-ți joace legea. Și că pot să-ți facă pas către idealul lor. Frica. Da. Frica omoară mintea. De aceea este important să ai o relație cu Dumnezeu. Adică să te rogi, să studiezi, să încerci să îți aduci aminte de ceea ce spunea Arsenie Boca. Anume, spunea asta, că sunt mai multe căi de a te mântui. Prima cale este să nu greșești. Dar este o cale dificilă, greu de atins aici pe pământ. A doua cale este să nu judeci. Pentru că cu ocaua cu care vei judeca, vei fi judecat. Cu măsura cu care vei fi judecat, vei judeca, vei fi judecat. A treia cale este să practici. Dar nu toți pot face lucrul ăsta. Și atunci el a spus că mai există o cale, a patra cale, de a ajuta pe oamenii care aproape că nu mai au o speranță, nu mai au nicio speranță. Când îi ajuți pe acei oameni, când le dai exact acea bucată de puzzle care le lipsește, oamenii aceia vor radia un val de recunoștință care te va ajuta extraordinar în evoluția ta, în drumul spre mântuire. Deci, Arsenie Boca a dat un meniu în care fiecare să vadă unde se regăsește. O să mergem mai departe, mai avem două tradiții. Din ordinul Naqshbandi, care a fost un ordin vechi, din care a făcut parte și Rumi, tot un ordin sufi, mesajul lor pentru oameni a fost următorul: mâinile la muncă și inima la Dumnezeu. Dar unul dintre aceștia, un șah din Devlavi din Delhi, spune așa:
sensul și scopul purificării sinelui este ca energia angelică să câștige controlul asupra energiei animale. Este clar și adevărat ca lumina zilei. În noi există o parte întunecată și există o parte luminoasă. Pentru noi este important să reușim să hrănim mai mult acea parte luminoasă decât acea parte întunecată. Mi-aduc aminte de un mare maestru din China care am învățat mult timp. L-am întrebat: maestre, greșiți? Da? Păi, cum așa? A greși este un mod pedagogic de a înțelege, a învăța și a merge mai departe. A repeta greșeala este doar un refuz de a nu primi învățătura. Pentru mine esențial nu este să-mi bat capul dacă greșesc sau nu. Pentru mine esențial este să fac mai multe lucruri bune decât lucruri care nu sunt bune. Pentru că ai nevoie și spunea, nu permite nimănui să-ți ia dreptul de a greși. Pentru că noi suntem oameni, conștient, inconștient, putem greși. Dar ce e important este noi, la nivel de conștiință, să fim direcționați pe ideea că trebuie să facem de 10 ori mai mult bine decât nebine. Dacă putem face lucrul ăsta, cumva putem să ținem targherul undeva într-o poziție care să ne ajute în evoluția noastră. Atât de mult m-a impresionat răspunsul, ținând cont că el era un patriarh, este un patriarh al școlii Poarta Dragonului, și în această școală am învățat mult timp și încă învăț. Da, deci este exact ca acea poveste Zen, în care doi călugări mergeau și ploua afară și la un moment dat o fată vrea să treacă peste o baltă, dar costumul, rochia era așa de strâmtă încât nu putea să pășească. Unul din călugări a văzut, s-a apropiat, a luat-o în brațe și a trecut-o peste acea bază. Și a văzut de drum împreună cu colegul. Câteva zile mai târziu, colegul îi spune: vai, cum ai putut să faci acest păcat? Cum ai putut să atingi acea femeie? Cum ai putut să nu te gândești că ești călugăr? Și călugărul spune: eu am luat fata, am trecut-o, dar am lăsat-o acolo. Tu încă o ții în brațele minții tale. Și dintr-o dată am înțeles că detașarea este importantă. A te detașa este un alt mod de a înțelege la un nivel net superior sacrificiu. Uneori nu poți să te detașezi, dar poți să faci acel sacrificiu. Pentru că noi oricum facem sacrificii pentru ai noștri, pentru părinții noștri, pentru copiii noștri, pentru familie noastră, pentru jumătatea noastră. Toți soții și facem într-un mod necondiționat. Dar a înșirui aceste sacrificii cu gândul că tot ceea ce facem în această viață facem pentru Dumnezeu, atunci înseamnă a respecta un pasaj
în Ecleziast, care zice că omul înțelept face și se încrede întotdeauna în Dumnezeu și nebun este cel ce face și se încrede în oameni. Oamenii sunt oameni, sunt schimbători, dar dacă tu vei face pentru Dumnezeu, atunci nu vei avea pretenții, nu vei avea decepții, nu te vei simți rănit. Și atunci vei crește. Unul din mari înțelepți și oameni de știință ai lumii arabe, acum 1000 de ani, Al-Ghazali, a spus că îngerii contemplă frumusețea lui Dumnezeu și sunt complet lipsiți de calitățile inferioare, luciferice sau animale pe care omul le are. Este adevărat și în acea perioadă Avicena spunea că Avicena a fost un personaj extraordinar. Și am un prieten care și-a dorit să se ducă să vadă unde a trăit Avicena. Și a fost acolo. Și Avicena și-a dorit să găsească un mod în care să audă corurile îngerești, acea muzică a sferelor, acea rugăciune neîntreruptă a cerului. Și el a ajuns la asta ceva. A scris multe cărți, dar cumva ele s-au pierdut. O mică parte au ajuns în zilele noastre. Este, și vă recomand să citiți această carte a vieții lui. Viața lui Avicena, sunt mai multe variante. O variantă este scrisă de o autoare rusă, rusoică, care pentru a scrie cartea a fost și a trăit o perioadă acolo unde Avicena s-a născut, a trăit, a învățat și a dat mai departe această valoare inestimabilă, nu numai în domeniul medicinii. El a fost un om dezvoltat multilateral, adică o viziune globală vis-a-vis de viață, de cunoaștere, de univers. El este cel care, când vorbește despre sănătate, spune așa: un doctor bun este acela care întâi își spune omului să își rezolve stilul de viață, schimbă poziția în care dorm, schimbă alimentația, schimbă apa, schimbă mișcare, eventual ocupația. Și dacă nu se întâmplă acea vindecare, abia atunci dă-i remedii. Ceea ce mi se pare de foarte mare bun simț. Și ce interesant este că o mulțime de oameni de afaceri, oameni care au poziții importante în lumea aceasta, doctorii lor personal sunt oameni antrenați în homeopatie, medicină energo-informațională, în această gândire și filozofie aviceniană. Și dacă noi privim la aceste familii regale, cum ar fi familia regală a Marii Britanii, și oameni precum Rothschild, Rockefeller și multe alții, vom observa că ei folosesc acest tip de medicină. Că este important ca remediul, doctorul și pacientul potrivit să se întâlnească sub binecuvântarea lui Dumnezeu, ca lucrurile să se întâmple, transformarea să aibă loc. Da, dar fiecare pas în direcția asta, pentru această fuziune completă, este o experiență inedită. Adrian, azi a fost
te-am văzut altfel și am văzut mărimea ta, am văzut puterea ta și înțelegerea pe care ai căpătat-o. A fost una din acele seri care rămâne adânc atât în mine cât și în oamenii care au văzut și văd această emisiune în continuare. Ai scos la suprafață lucruri revelatoare și înțelegerea ta este foarte vastă și cu toții, chiar și cu participanții acestei emisiuni care au fost foarte activi în YouTube, în chat, vrem să-ți mulțumim pentru faptul că muncești neîncetat la binele și administrarea acestei lumi în creștere pentru toate ființele văzute și nevăzute și mai departe o să susținem activitățile pe care tu le faci întru totul. Vreau să ne spui, pentru că au întrebat unii oameni, cum se pot înscrie pe 5 mai de Paște la evenimentul tău online? Pe magazinul Fit for Life va apărea ca și la vitrina de produse. Va apărea efectiv ca și un produs, anume acest eveniment, oamenii pot să plătească acel eveniment și vor primi un cod și un link de înscriere, de legătură și cu acel link ei vor putea efectiv să se conecteze și să participe la acest eveniment. Excelent! Mulțumim foarte mult, dragi prieteni, și pentru faptul că ați fost activi. Adrian, cu mâna pe inimă, țin să-ți mulțumesc pentru toată împărtășirea pe care tu ai făcut-o astăzi cu noi. Știu că a durat mai mult decât am stabilit noi, deja am ajuns la o oră jumătate. Mai este ceva ce în final îți dorești să adaugi, pentru că a fost foarte cuprinzătoare, dar la final ca o concluzie pentru oameni. Ceea ce căutați, dacă perseverați și dacă credeți, în cele din urmă veți obține. Ceea ce este esențial este să poți să măsori progresul tău, să poți să pui lucrurile să lucreze pentru tine, să poți să vezi ce mai lipsește în această rețetă de săvârșire, ca să poți să te împlinești. Acum mi-a venit pe calculator o întrebare, anume, ce anume m-a ajutat să pot să ajung în situația aceasta în care sunt acum. Partea spirituală mi-a oferit filozofia de viață. Artele marțiale mi-au oferit un mod de a mi antrena trupul, spiritul și sufletul. Qigong-ul mi-a oferit un mod de a-mi hrăni corpurile subtile și corpul fizic. Medicina energoinformațională mi-a oferit capacitatea de a folosi aparatură, biorezonanță și alte tipuri de evaluare în care se poate mereu corpul care este într-o dinamică continuă și se observă mereu în această dinamică ce schimbări apar, ce necesități apar, cu ce poți să completezi pentru a merge mai departe. Și a pune lucrurile să lucreze pentru mine a fost un concept care l-am învățat de la un mare maestru, Wang Liping. A apărut o carte pe piață, se anume Deschiderea Porții Dragonului, în care, deși el are un nivel foarte înalt, folosește tehnologia pentru a-și economisi energia. El spune că dacă ai energie, nu trebuie să o folosești ca să-ți încălzești camera, când poți să pui foarte bine o sobă, un calorifer să facă lucrul ăsta, iar energia aceea să o folosești pentru dezvoltarea ta. Deci, de aici a plecat ideea cu a pune lucrurile să lucreze pentru tine, a folosi diverse armonizatoare de spațiu, a folosi diverse
generatoare de care citesc frecvențele lipsă în acel spațiu și vin și compensează aceste frecvențe, a folosi diverse aparate care regenerează celulele, care regenerează structura, fiziologia internă, nu face altceva decât să îți elibereze foarte multă energie pe care să o direcționezi pentru evoluția ta. E ca și cum tu înveți să delegi oamenii să lucreze pentru tine, în acest mod ei câștigă, tu câștigi împreună câștigați. Când nu te mai lași prins într-o mulțime de acțiuni, iar energia aceasta o ții pentru a merge pe drumul tău, asta este deja un pas mare care te asigură, îți dă o garanție evoluției tale. Deci, a folosi genul acesta de tehnologii, PC Power, medicină energoinformațională și Gong, și a înțelege concret mecanismul bolii, mecanismul sănătății, asta e deja un pas mare în această epopee a transformării noastre. Altfel, e ca și cum ești legat la ochi, ai umplit cumva o mușcă, două, te bâzie, dar nu vei lovi la întâmplare, până în cele din urmă vei opri această mușcă. Dar dacă tu poți să vezi, nu mai e nevoie să dai cu pliciul. Vei lua măsuri ca ea să nu apară în viața ta. Da. Adrian, mulțumim foarte mult, dragi prieteni. A fost o seară magică și plină de lucruri înțelepte și revelatoare pe care rugăm să fie puse în practică pentru ca și dumneavoastră să deveniți mai departe referințe pentru familie, pentru cei din jur, cât și pentru generațiile care vin după noi. Dragi prieteni, Adrian Cranta, mulțumim foarte mult pentru participarea voastră și interesul vostru aici. La revedere! O seară frumoasă, numai bine. Doamne ajută! Doamne ajută!